Bine v-ați întors! Hai să continuăm cu SmackDown. Minunatul, minunatul SmackDown. Păreri? Cu ce am început? Cu Brian și Christian, nu? Da, am avut Brian și Christian, dacă nu mă înșel. Și Sheamus Orton este anunțat pentru mai târziu în seara. Brian și Christian a fost un meci bun. Deci a fost un meci bun. Din nou, Christian își arată abilitatea de a lucra foarte bine. Și bine, e și Brian acolo, deci un meci între cei doi nu avea cum să fie slab. E nivelul Brian Ziggler sau ceva de genul. Da, nu zic nu, dar din păcate Brian e într-un show și Christian e în altul. Amândoi sunt taxați pe alt titlu dacă e, deci nu știu ce se va întâmpla. Din punct de vedere a ce zicem noi, da, dar e genul ăla de feud la care poți să întrebi exact ce zice Vince McMahon. Cine dă banii pentru chestia asta? Și nu e vina lor, e vina faptul că Christian a fost promovat și da, fanul de rând nu o să fie neapărat foarte investit în Christian. Brian, mai Brian, da, în Christian nu. Meciul mi-a plăcut și mă bucură că în perioada asta de WWE s-a axat destul de mult pe wrestling, mai puțin pe prostii. Iar am avut câte 4 săptămâni am avut constant meciuri bune, meciuri bune, meciuri lucrate. Da, nu zic nu. Și de asta sunt, abia aștept Money the Bank-ul. Da, adică e unul dintre motive. E, și lăsând, dacă se axează pe wrestling și au un show foarte bun, bravo lor, pentru că totuși ei trebuie să compenseze la chestia asta, că asta a fost departamentul la care au dus lipsă mereu, meciurile bune. Au avut storyline-uri cât de cât decente, dar meciuri au dat-o în bară grav. Jey Uso și Seth Rollins. E cam același lucru pe care spun tot timpul când vorbim de ei. Rollins e printre cei mai buni workeri din WWE, tot timpul scoate un meci bun. Uso extrem de underrated. Da, Uso sunt foarte underrated, dar pe de altă parte Uso îmi dau o senzație de... Uso mi se pare că suferă de sindromul Shelton Benjamin. Adică sunt buni... Shelton Benjamin primea microfonul și atunci... O dădea în bară. Și atunci te făcea să dai skip. Uso nu primesc microfonul, tot ce... Da, dar sincer, uitându-mă la ei, gândindu-mă că Uso e cel mai bun lucru la care s-au putut gândi... Dar nu cred... un pic la public. Ne... Măcar la ei spectatorii spun două litere, la primetime players nu spun nimic. Ne, corect. Și totuși primetime players parcă sunt mai importanți ca echipă ca Usos. Chris Jericho mai obține o victorie împotriva lui Curtis Axel. Aici mi-a plăcut mai mult ce s-a întâmplat după meci, când a nebunit Axel. Acolo mi s-a părut că au făcut și ei în sfârșit ceva pentru gimmick-ul lui. S-a dus, a distrus masa comentatorilor, a distrus ce era în jurul ringului, Heyman se chinuia să-l calmeze. Da, au făcut ceva pentru gimmick-ul lui, stau să mă gândesc dacă vor să facă ceva de genul mănene, Curtis Axel s-a pus cu Paul Heyman doar pentru că spera că o să câștige și uite că de fapt nu câștigă și așa o să aibă, poate să facă ceva cu CM Punk. Pentru că Axel să pur și simplu să zică, am venit la tine Heyman ca să mă ajuți, nu m-ai ajutat cu nimic, de fapt eu am reușit tot și după aia am pierdut și tu, e fapt ești un nimeni. Și Punk să-și apere prietenul. Sincer, ar fi interesant să vedem un Paul Heyman face. Nu. De ce nu? Nu ar fi. Chiar crezi că ar merge face Heyman? Mă, e o schimbare la Paul Heyman și până la urma urmei nu doare să-l ai măcar o săptămână să vezi cum e. Nu știu cât ar merge, dar o perioadă de genul. El este totuși fondatorul ECW, are chanturi de partea lui. Da, pe singura arenă unde Heyman ar putea fi face e ECW arena. Și oriunde, mă, contează și cum o construiești. Adică, dacă stau să mă gândesc mai bine, și Vicky Guerrero, nu? Și a putut să fie semi-face? Nu. A putut, nu cu succes. Un pic. A încercat acolo, dar n-a mers. Și aici e diferit, Heyman e între primii 5 heel din istorie. Poți să-l pui face doar așa ca să-l faci mediocru. O perioadă zic că nu doare. Doar așa să mai vezi o schimbare la el. Heyman are permanență schimbări. Gen Punk se reinventează, nu poți să te plângi că te-ai plictisit de el. Nu, de acord. De acord, dar ar fi interesant să-l vedem și din punctul meu de vedere și ca poziția face. Doar să vedem cum ar lucra cu astfel de poziție. Pentru că mi se pare interesant. Poate o să eșueze groaznic. Dar cine știe. E ceva nou, cu adevărat nou și să vedem cum se adaptează. E
cum ar lucra, cum ar fi Paul Heyman face. Ryback the Miz. Presupun că ești fericit că de data asta a câștigat Ryback. Deci, nu știu, nu-mi dau seama ce vor să facă cu Ryback. Adică, nu-mi dau seama cum au putut să treacă de la omul care l-a trecut pe Cena prin prin panou, sau prin ce vrei să numești chestia aia, la omul care, oh, au genunchiul meu, genunchiul meu, nu mai pot să continui, au genunchiul meu. Mi-a plăcut că a vândut accidentarea, chiar și după ce a dat acel mid-hook, dar nu-mi dau seama cum poți să faci o astfel de trecere, este o tranziție enormă. E aceeași tranziție pe care a avut-o tot Ryback din punct de vedere a promo-ului. A trecut de la unul om care zicea trei cuvinte, feed me more, la unul din cei mai articulați promo-uri. Chestia asta cu accidentarea la genunchi nu e un lucru rău cât timp îi fac un story ok. Poți să-l faci pe cum Ryback. Da, pe Ryback, sigur. Pe Ryback se spune, da, am avut o seară mai grea, s-a întâmplat să mă accidentez la genunchi, a fost o întâmplare, voi continua să domin, dar ei nu fac nimic. Au avut accidentare și o să meargă mai departe ca și cum nu s-ar fi întâmplat. Da. Nu știu, deci chiar nu știu ce să spun. Mă bucur că Miz a pierdut atâta tot. Și altfel chestia cu Ryback, nu știu, și build-up-ul între el și Chris Jericho parcă s-a oprit brusc. Și asta mi-a dat mie senzația, nu că e au meci cică duminică, dar parcă nu se vede. Da? Da. Mai departe? Contract signing-ul a fost foarte bun. Mie mi s-a părut cel mai bun moment din Spectre și spun asta când am avut un match al lui Daniel Bryan în deschidere. Da, nu, a fost un contract signing foarte bun, a fost un segment foarte bun. Mi-a plăcut cum a lucrat tot. Caitlyn, nu mă așteptam la Caitlyn să facă niște promo-uri atât de bune. Da, nu mi s-a părut foarte bune, mi s-a părut prea exagerat, mi s-a părut că se chinuia să aibă expresiile feței, dar a fost ok pentru ce a arătat până acum. Da, nu știu dacă mi s-a părut, chiar nu mi s-a părut exagerat. Da, mi-a plăcut chestia că Wyatt, ce mă gândeam, pe mine m-a amuzat în SmackDown că au făcut reclamă pentru familia Wyatt și toată chestia cu SmackDown la familia Wyatt, cu familia Wyatt la SmackDown a fost un promo. Da. De la Raw. Adică, wow. E unul dintre motivele pentru care nu merită să te uiți la SmackDown. Da. La ce mă gândeam, când a fost ultima dată când am avut un contract signing în divizia feminină. Și n-am reușit să-mi amintesc. În TNA am avut, cred. Nu știu, în WWE nu cred că am avut vreodată. Sincer, chiar posibil nu mi-aduc aminte. Posibil să fi avut la perioada Trish Stratus. Se poate, dar nu cred. Ceva de genul, dar nu sunt sigur. Se poate, dar nu cred. Oricum, a fost, dacă a fost primul pe din WWE, de ceea ce se poate, hai să fim serioși, a fost foarte bun. Fandango vs. Wade Barrett. Mai interesant acolo au fost comentariul, nu prea am fost atent la match, am fost atent la Jack Colter, am fost foarte fericit când au apărut Sandow și Rose. Mă gândesc cât de tare ar fi un feud Sandow cu Cesaro. Să-i da? Spune Cesaro, tatu, o faci pe inteligentul, dar uite, eu vorbesc 5 limbi, tu câte știi? Da. Am distruge aici. Da, e o chestie, este o chestie. Ar fi o chestie, ce ar fi o chestie bună pentru Cesaro, pentru că Cesaro chiar trebuie să facă ceva să iasă din Midcard, are timp. Ar fi o chestie pentru amândoi, că și pe Sandow l-au lăsat în Midcard și a uitat de el. Da. Nu știu, parcă dintre cei doi, parcă îl prefer pe Cesaro, nu știu de ce. Îi plac pe amândoi, dar parcă îl prefer pe Cesaro. Mergând mai departe, ce am mai avut? Alberto De Rio vs. Dolph Sin Cara. Dolph Ziggler, whatever. A fost o metodă foarte interesantă de a folosi pe Sin Cara și de a face ceva build-up pentru promo-ul ăsta, pentru build-ul ăsta, pentru feud-ul ăsta, cuvinte Mihai. Așa. Ce părere ai avut de Ziggler în plecare? Interesant, aștept să recâștige Ziggler centura. Da, trebuie, din punctul meu de vedere mi se pare că în continuare nu s-a făcut niciun progres cu gimmick-ul lui. Da, WWE nu mai știe să facă turn-uri. Chiar nu mai știe să facă turn-uri. Dacă wrestlerul în sine nu prea reușește să-și facă gimmick-ul interesant, altfel e doar același om, numai că zâmbește. Da, situația asta e de vreo 5 ani. Păcat. Sheamus și Orton.
De, sau decât dacă vrei să vorbești despre Vicky Guerrero care s-a mișit să... Nu a început să cânte Goodbye, which was funny. Ai mai zis și la Raw, meci foarte bun. Na. Da, a fost un meci foarte bun, a fost un main event solid. Păcat că s-a terminat cu DQ. Da, nu m-a deranjat asta, mi-a plăcut că a apărut Brian. Nu m-a deranjat deloc RKO-ul lui Orton. Nu te-a deranjat și că SmackDown s-a terminat cu Orton sus pe scară, adică de ce nu? Da, până la urma urmei. Cum a apărut pe rând acolo și toți au încercat să se urce la servietă. Bine gândit momentul. Da, a fost bine gândit, până la urma urmei, după momentul cu Brian pe scară, avându-l pe Orton acolo sus, creează puțin, cu puține nelămuriri față de cine poate să câștige main eventul, ăsta, Money in the Bank, deci orice se poate întâmpla. Și vorbind de Money in the Bank, hai să facem niște predicții pentru Money in the Bank și după aia putem să vorbim și de NXT. Lăs facem așa pentru că NXT nu prea are relevanță la Money in the Bank. Ok. Pre-show-ul, Tag Team Championship Seth Rollins Roman Reigns versus The Usos, care acum se numește Kickoff Match. Îi schimbă numele de la fiecare săptămână, de la fiecare pay-per-view. Hm? Da, am zis și săptămâna trecută, sper să nu fie un match de asta scurt, doar de dragul de a fi să le dea timp să lucreze. E clar că și el s-o să câștige. Fără doar și poate și el s-o să câștige. Ce vreau aici e ca Usos să arate ce știu în ring și poate să fie, poate să primească ceva mai mult. Da, se poate, dar hai să fim serioși, probabil că nu. De arătat în ring poate, dar de primit ceva nu. Așa. Chris Jericho vs. Ryback. Eu aici voi merge pe Ryback fără doar și poate. Adică Ryback n-a mai avut o câștigare de... câștigare, doamne ce... Pe cuvântul meu, ce am în dimineața asta? Bună dimineața! Bună dimineața! Va avea, Ryback va avea o victorie la un pay-per-view după foarte, foarte mult timp. El a mai câștigat... A câștigat vreodată? Da, cred că a câștigat la un moment dat. Cred că a câștigat. Da, el a câștigat, îmi aduc aminte că el câștiga la pay-per-view-uri meciurile alea neanunțate împotriva la doi oameni, dar meciurile de main event nu cred că a câștigat niciunul. Nu știu, dar nu a avut prea multe meciuri. A avut meciuri cu Punk, a avut meciuri, două meciuri cu Punk, a avut pe care le-a pierdut, a avut meciuri cu The Shield în triple threat-uri pe care le-a pierdut, a avut meciuri... Troll cu Cena. Poftim? A avut la Extreme Rules un draw cu Cena. A avut draw, dar nu e victorie. A avut draw cu Cena, a pierdut la WrestleMania. La Payback a pierdut. Deci el are nevoie de victorie la un pay-per-view obligatoriu. De asta zic Ryback, fără doar și poate. Da, și eu zic Ryback fără doar și poate. Nu neapărat pentru că Ryback n-a câștigat de mult, dar pentru că Jericho n-o să câștige niciodată în fața unui om care trebuie să crească. Corect. Divas Championship, AJ Lee, Caitlyn. AJ Lee, categoric, e singura persoană care dă importanță diviziei. De acord, Cindy, de acord, din păcate, este problema pe care o văd este că după ce Caitlyn pierde, cum mai faci mai departe, ce faci cu Caitlyn, ce faci cu AJ, cui dai lui AJ? Eu pun pariu că o să apară pe rapiți. Da, de ce nu? Adică, încep să nu le plac, am vaga senzația că... Mă, puteai să te uiți la ele și să zici că sunt frumoase și să zici ok, gata, nu sunt... Da, tot te enervau prea tare. Băi, te enervau, dar nu știai că au senzația că ele reprezintă apogeul diviziei feminine, când ele nici măcar n-au făcut nimica pentru această divizie, au și plecat din companie și nu au nicio realizare în afară că una din ele se culcă cu Cena. Și atât. Deci... Și cealaltă cu Brian. Cealaltă cu Brian, dar cum am zis, Brian nu oferă niciun strop de putere în companie. Aia este o relație și atâta, dacă nu pot să zic, eu sunt prietenul de Daniel Brian, vreau aia. Sau Daniel, știi, vreau să fiu în main eventul diviziei feminine, te rog, poți să faci asta pentru mine? Brian la chestia asta sunt sigur că începe să râdă. Ce vreau să fac eu pentru tine? În schimb, dacă îi șoptește asta lui Cena, Cena poate să facă multe. Da, dar știi că metodele lor de a ajunge în main event nu implică șoptit, ele se duc direct în birou la șefi. În cazul ăsta nu cred că se duc, că s-au dus direct în birou la șef, cred că s-a dus Cena în birou la șef, dar oricum. Da, ții minte cum au apărut ele în main roster. Da, deci nu zic nu. Curtis Axel cu Miz. Curtis Axel. Da, aici nu. Chiar nu găsesc. Mă gândeam să spun ceva interesant despre aici, dar nu găsesc ce. Deci nici nu știu de unde, de ce fac meciul ăsta, pentru că a fost Miz la comentariu la un meci, nu. World Heavyweight Championship Money in the Bank Money in the Bank Money in the Bank Ladder Contract Match.
Wade Barrett, Cody Rhodes, Damian Sandow, Dean Ambrose, Fandango și Jack Swagger și Antonio Cesaro. That's a lot of people. Eu aș uita că Dean Ambrose e în meci, nu l-au băgat deloc în... Da, nu prea au făcut deloc promovare pentru chestia asta. Cine zici că va câștiga? Ha! Habar n-ai! Barrett. Da! Deci dintre toți, Barrett este cel care pare cel mai vizat. Nu... Sandow și Rhodes sub nicio formă, Fandango nu cred, Ambrose nu cred pentru că este campionul Statelor Unite și mai trebuie să facă ceva feud-uri pe acolo. Cesaro vreau, deci dintre toți Cesaro este cel pe care vreau neapărat să câștige, iar dar el este cu Jack Swagger echipă, deci nu. Deci da, probabil că Barrett. Oricum i s-a oprit pușul lui Cesaro. Da. Deci probabil că Barrett din pur proces de eliminare. Celălalt Money in the Bank. Adică Orton, RVD, CM Punk, Brian, Christian și Sheamus. Yes. 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 Tu mergi pe Brian, a? Da. Am zis, între el și Orton. N-o să-l aleg pe Orton. Da, de acord. Când am de ales. Ești de acord. Între Brian și Orton, Brian poate este mai vizat pentru că altfel nu văd cum ar putea să-l arunce main event cu Cena. Deci de asta zic că el are nevoie de victoria la Money in the Bank ca să poată să folosească servieta la SummerSlam. RVD e part-timer, nu cred că o să câștige. Christian nicio șansă. Sheamus și Orton pare să poate să facă un feud între ei, de Doamne să facă turnul Orton la un moment dat. Deci probabil Brian sau Orton e sincer, hai să aruncăm cu banul între ei în momentul ăsta. World Heavyweight Championship, Dolph Ziggler vs. Alberto Del Rio. Ziggler, că Del Rio nu face nimic cu ce. Ziggler vreau, din păcate cred că Del Rio o să câștige. Cred că vor să mai prelungească cu puțin chase-ul lui Ziggler. Deci asta cred, dar aș vrea Ziggler să câștige. Cena vs. Mark Henry. Aici am tot zis că Mark Henry are șanse și o să primească un final round, dar după, no. După ce am văzut la Raw-ul ăsta și la Raw-ul de săptămâna trecută, e da, pentru mine Cena câștigă. Da, nu. Cena câștigă fără doar și poate și eu cred că Mark Henry ar trebui să primească un final round, dar nu cred că este aici. Deși pe de altă parte aș înțelege ca chestia asta ca Henry să câștige, la SummerSlam să avem rematch-ul. Să piardă Cena. Poftim? Să facă că Brian Cashin după meci, după ce Cena face îi face ceva lui Henry. După ce pierde. Deci asta aș vedea. Deci aș putea. Dacă ar face Brian Cashin ăla, sau înseamnă prefer să țină Cena centura și să bată atunci Henry pe Cena, iar Brian Cena, pentru că nu vreau să văd un feud Brian Henry, prefer Brian Cena. E la fel de slab din punct de vedere al meciurilor, dar măcar îl pune mai over pe Brian. Da. Ok, cu asta putem să trecem în NXT. 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 Începem cu ce am început? Cu un match foarte, foarte bun în divizia feminină. Emma. Preferata mea. Toată, nu știu, m-a prins chestia aia cu mâinile. Râd și mă amuz de fiecare dată când mă gândesc la ea. Nu, am ajuns să fac și eu chestia asta cu mâinile. Da, acasă, în fața casei calculatorului. Da. A câștigat meciul în fața lui Summer Rae. Bă, ce bună e Summer Rae, apropo. În ce sens? Excelent. În ce sens e bun? Nu în ring, e bună și în ring, asta mă refer. Un meci excelent și avem finala Emma cu Paige. Abia aștept să văd, ambele lucrează foarte, foarte, foarte bine. Bine, știm cine o să câștige, dar nu înseamnă... De unde știm? A apărut spoilere? Păi, au fost înregistrate de mult timp. Da, numai că eu nu citesc. Ok, hai să nu zic cine câștige. Oricum, da. Cam da seama. It's not really that hard. Oricum, ce pot să zic e că, da, meciul dintre ele nu zic că nu e rău din, și faptul cu NXT și divizia feminină de acolo e un șoc pentru mine, pentru că nu-mi dau seama de ce nu poate să facă chestia asta și la main show-uri. Adică, uite, totuși că fetele nu sunt chiar atât de proaste pe cât arătați voi. Poate Bella Twins sunt niște genii în ring, dar nu le dați ocazia. Hai, bine, nu sunt, da. Da, dar gândește că n-au timp, în rău trebuie să vorbească Cena și în SmackDown trebuie să dea relor la cum vorbește Cena.
Corect. Bun, mai departe. Mai departe am avut un interviu cu William Regal, Corey Graves și Pac. Tot nu reușesc să țin de cum îl cheamă. Andrew Neville. Da, tot Pac rămâne pentru mine. De acolo. E simpatică cea care ia interviuri. Regal a fost destul de amuzant, a fost bun la interviuri, ca întotdeauna. Nu e ceva de ținut minte, doar menționat. Și apoi, alt match foarte mișto, Sami Zayn cu Leo Kruger. N-am crezut că Leo Kruger poate lucra atât de bine, dar se vede când ai un wrestler de nivelul lui el generic din cu tine. Kruger a făcut totul perfect, a câștigat prin submission, dar nu m-a deranjat. Iar comentatorii l-au pus over de la început până la sfârșit, fiecare mișcare pe care o făcea Kruger, mai ales, era menționată, era explicată, mi-a plăcut foarte mult. E de văzut că am înțeles zonurile, spuneam că încă un star din NXT va debuta cât de curând la main event, la show-urile din main event, din main show-uri, God damn it, eu cu limba română astăzi mă bate rău. Și sunt curios cine. Chris Hero. Sper. Da, adevărat, Chris Hero e cel care a stat acolo foarte, foarte mult timp. Foarte mult timp. Și Mai departe am avut, Mason Ryan a pierdut cu cei care au bătut săptămâna trecută. A fost un handicap match, Ryan versus Enzo Amore și oricine ar fi cu echipier. Ce nu mi-amintesc când am avut ultimul handicap match încheiat cu victoria echipei. Da, adică de obicei e, you know, handicap match, uite, a reușit să combată tot. Mamă, ce tare ești. Cam așa. Mamă, ce abătură ai vești cu ăștia. Dusty Rhodes a apărut, a avut apoi un promo care a anunțat un match pentru number one contender. Cred că e cel mai bun GM din ultimii ani. Nu știu, Teddy Long nu mi-a plăcut, nimeni din Ron a fost bun. Cred că după Bischoff, Dusty Rhodes e cel mai bun GM. Da, da. Hai să vedem serios, n-am mai avut un GM bun de la ăsta, Derek Bischoff. Decât dacă vrei să o consideri pe Vicky Guerrero bun. Nu, sau dacă vrei să faci ca Dani, care nu e aici, și să zici că John Laurinaitis a fost bun. Nu! No! Da, și ce îmi place la Rhodes e că nu e nici general managerul ăsta face care face tot timpul ce vrea publicul și nici heel-ul ăsta care face ce are chef. El face ce e corect. E o schimbare bună. Și ce am avut? Main event-ul. Familia Wyatt cu Regal, Adrian Navy, yes. Am reușit să țin minte, și Corey Graves. Regal în continuare lucrează bine în ring. Regal totdeauna a fost un worker și bun, dar a fost și un tip care... Da, a fost un tip mai bun. Și pe de altă parte a fost și un tip care a fost totdeauna foarte safe. Adică a lucrat totdeauna foarte siguranță, nimeni niciodată nu a riscat să se aclienteze, el nu a riscat să se aclienteze. Un stil foarte, foarte... Ne, Goldberg n-ar fi de acord. Nu l-a accidentat pe Goldberg, dar știu meciul. Adică, da. Hai să arătăm lumii întregi că ăsta nu știe cum să stai în picioare. Deci, vai cât îmi place meciul ăla. Da, thank you, Riga. Păcat că nu multă lume știe meciul ăla. Da, ce s-a întâmplat atunci, foarte pe scurt, Goldberg îi bătea pe toți, era în stricul ăla lui. Regal a fost pus să facă jobbing pentru el, Regal a refuzat și a avut un meci care l-a făcut praf pe Goldberg. Nu în storyline, l-a făcut praf arătându-i că nu știe să lucreze în ring. Da. Asta a fost, da, tot la NXT. Păi cu asta am terminat NXT-ul, hai să intrăm sau... Nu. Vreau să luăm o pauză și discutăm cu TNA Impact după, ca să nu discutăm și să lăsăm UFC-ul săracul singur singurel acolo. Cuplăm și noi cu cineva cu Impact. Deci ne întoarcem după pauză.